Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, sunt aici împreună cu Pisica. Bună! Și astăzi ne reîntoarcem în GTA Online pentru că am văzut că v-au plăcut foarte multe episoadele anterioare. Foarte mulți dintre voi ne cereți în continuu GTA și nu aveți decât o grămadă de episoade ce vă așteaptă. Pentru că cu like-urile pe care le oferiți, cu comentariile pe care le oferiți, asta nu face decât să ne ambiționeze și să postăm din ce în ce mai multe episoade. Așa că vă mulțumim din suflet pentru chestia asta, vă mulțumim că ne sunteți alături. Și astăzi, pisică, fii atentă, ce mașinuță am eu pregătită. Șmecheră. Este vorba despre un Nissan 300 și mașina asta e o mașină destul de cunoscută, foarte mulți dintre voi probabil ați mai văzut-o, dar ce nu știți e faptul că se tunează extrem de bine dacă o duci la LS Car Meet. Adică dacă o duci la tuning-ul normal, nu o să ai atât de mult chestii de tunat pe ea. Dacă o duci la LS Car Meet, cum am dus o dată trecută pe cealaltă, ei bine, poți să tunezi o grămadă de chestii și hai să vedem despre ce este vorba. În episodul de astăzi cred că o să facem ultima misiune în afară de heist-ul cel mare. Ok. Asta înseamnă că practic după episodul de azi va urma, următorul episod va fi cu heist-ul cel mare. Hai, că am înțeles. Acolo va fi, da, un piculeț mai complicată situația. Eu nu sper să ne descurcăm pentru că, na, e un heist pe care îl facem în doi. Adică, da, e mai complicat. Să vedem cum o să fie. Da, eu nu sper să ne descurcăm. Dacă voi aveți aici comentarii pozitive pentru noi, vedem suportul vostru, cu siguranță eu zic că ne vom descurca. Și, bineînțeles, hai să vedem un hashtag pentru episodul de azi. Hashtag-ul să fie... hai să ne gândim, ce hashtag putem să avem la episodul de azi? Hai să dăm un hashtag care n-are legătură cu ce facem noi aici. Care n-are legătură, da? Păi hai să facem hashtag cartof. Hashtag cartof. N-are nicio legătură cartof. Cu nimic. Nimeni habar n-are nimeni de ce scrie de cartofi. Dar cei care știu despre ce e vorba, cei care au urmărit episodul până aici, vor ști exact despre ce este vorba și ei sunt aici incluși la noi în clubul hashtag. Hai să vedem. Și bineînțeles, dacă ai dat hashtag, trebuie să apeși pe butonașul de like să știe, da? Adică nici măcar nu mai intră discuție. Îmi place foarte, foarte mult cum se vede mașina, uite, din spate, cu stopurile astea. Le poți ține așa sau le poți aprinde? Mi se par foarte, arată foarte mișto. Arată foarte bine și culoarea, parcă îi se potrivește perfect. Nu știu la ce culoare te-ai gândit tu, dar parcă... M-am gândit, hai să spun la ce culoare m-am gândit. M-am gândit la un... fie un verde de la exotic... Okay. Fie la un albastru aprins. Nu știu exact. Nu știu rău. Galben parcă care arăta bine. Nu știu, când văd acum o mașină galbenă, zic că e taxi, nu știu. Adică da, bine, că asociezi tu cu taxiul. Da, adică nu știu, dacă văd o mașină galbenă, zic că uite, mă, e un taxi. Uite, ori taxi, ori fost taximetrist. Da, nu știu, adică nu mi se nu știu. Asta e părerea mea acum. Cu siguranță. Acum le-ai dat în altă parte față de data trecută. Da, păi te parchează random. Cu siguranță o culoare de asta pe o mașină de asta. Nu zici neapărat că e taxi, că zici că e o mașină exotică și nu știu. Da, exact. Dar, na, prefer o altă culoare. Nu o să o lăsăm galbenă. Vezi că la mine nu știu, cred că e galben. Ăla e un portocaliu. Da, hai să vedem. Hai să vedem cât ne costă că... Hai. Să vedem acum. Nu stoc știu cât bumper. Te costă, dar... Deci asta poți să-l faci pe negru. Și stai. Bumper panel. Black sau chrome? Black. Hai să-l facem black. Dacă e, nu știu dacă o să-l rămână așa, dar rămâne... Zici că are ochișor și guriță cu doi dinți în lateral. Da. Ok, hai să ne exhaust. Ce putem să-l facem? Mașina asta zâmbește. Păi da, de ce nu? Putem să le facem așa, dar parcă arată un pic ciudat. Asta sunt prea mare. Astea, bă, patru exhausturi. Da, e bine. Grila din față. Care? Aia de jos. Grila de jos. Asta îmi place că e mai așa, mai Lamborghini style. Da, arată bine. Hai să vedem capota. Nu, cu negru ăla arată urât rău de tot. Ce cu bucățica aia care nu rămâne da, neagră? Da, nu prea se potrivește la mașina asta să-i pui așa. Place. Dar, cred că o să se potrivească. Uite, să-i zici punem... că are nări. Are și nas. Uite, asta îmi place oarecum. Da, e ok și asta. Da, cred că îmi place și cu hood scoop pe mijloc. Cred că asta o să rămână. Da, asta mai degrabă. Așa, hai să vedem headlights. Ia, fiți atenți. Da, din păcate nu avem așa, dar punem pe white, neon kit. Da, vrem neoane și vrem niște neoane. Nu știu acum ce culoare vrei să faci mașina. Hai să lăsăm să vedem ce culoare facem mașina și pe aia revenim la neoane. Aici, la livery, am putea să-i punem ceva de curse, dar... Hopa! Uite-l, mă! Mamă, câte sunt! E mișto ăsta, dar e prea încărcat.
Cu flăcări, astea, da, că erau doar flăcările. Astea sunt cumva de curs, adică nu dar prea... Dar nu-mi place marul ăsta ca de lemn, așa de parchet, nu-mi place. Și parcă nici, parcă și stripe-urile astea pe mijloc strică mașina, nu știu. Da, așa este, nu-mi place. Cred că o să rămână fără livery, sincer, adică... Fără, eu am zis că sunt cele mai urâte. O, îmi plac astea la nebunie. Mamă, așa o fac, frumos, așa da. O fac. Și nu cu negru, că am mai avut mașini care au cu negru în spate, ci nu. Nu, culoarea... lasă așa culoarea mașinii. Exact, mamă, ce mișto. Bun, ăsta pe negru, sau poate... Ia da, uite, mă, iar îmi dă kick. Îți dă kick iar așa, unu. Da. Bine, oricum nu stăm atât de mult cât să-ți dea kick, dar... Da, știu. Respray. Hai să vedem culoarea, da? Deci, hai. Putem să-i facem culoarea... Deci, poți să-i faci un roșu, dar parcă nu merge roșu. Roșu, da. Putem să-i facem un verde, dar nu verde am verde exotic, la... dar nu verdele... Bine, am ăla de la Cru, care e destul de dar apropiat. E prea verde. Ultra Blue, îmi place cum arată. Fii atentă, arată, arată bine. Arată bine pe Ultra Blue. Hai să vedem verdele de la... Uite, lime green-ul ăsta... Dar nu l-am, oricum nu l-am. Nu l-ai? Ah, ok. Hai să vedem pe Cru. Nu, no, e prea... Da, mă dur ochii deja. Nu, no, cred că cel mai frumos pe mașina asta, să zic, albastru la Ultra Blue. Albastru ăla. Chiar mi se pare că se potrivește. Să vedem, Ultra Blue. Uite. Ăsta-i. Așa, da, secundări. Dar tu vezi combinația asta cu albastru cu galben, nu-i rău? Ne, dar zici că, zici că e de jucărie mai degrabă, nu prea... Cred că... Trebuie să faci neagră sau cum? Verde? Nu, 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 nu. Ia stai să văd metallic, să văd... nu metallic, care era, mă? Metals. Vreau să văd cum arată cu astea, da? Da. Nu, no, trebuie să fie, cred că aceeași culoare, sincer. Da, aceeași culoare. Cum vrei tu. Sau poate... Ia stai. Nu. Mă gândeam, exclus. Dar nu, că se vede ciudat dacă e o exclus, culoare diferită. Exclus, n-arată bine. Nu, no, nu. No. Nu. No. No, trebuie să fie aceeași culoare. Asta e aceeași? Da, da, da. Da. Atât timp cât e aceeași culoare, chiar se potrivește, dar în rest... uite, ai de asta și aici! Oh, bun! Mamă, ce mișto sunt! Tot aceleași culoare, aceeași culoare pune. Da, aceeași culoare și jos aici tot la fel aș vrea. Uite așa. Perfect, splitters în față. Asta l-aș vrea tot aceeași culoare. Să fie prelungiri, dar tot aceeași culoare. Stai să văd dacă găsesc ceva... Uite-le, astăzi. Perfect, foarte perfect. Bine arată. Spoiler pe spate, tot aceeași culoare vreau, nu vreau pe negru. O să fie o tematică full albastră, dar știi ce? Nu punem unul de la mare, că nu-mi place. Păi nu punem, că nu arată bine. O să fie tot unul de ăsta integrat. Cred că așa. Arată bine. Sincer zic, adică chiar... Zici că e de acolo. Sunstrips ăsta, da, îl facem pe albastru. Da. Mamă, dar ce agresiv arată mașina asta, uite-te și tu. Arată super bine, nu știu dacă aș vedea jantele una. Jantele vreau să le schimb. Și că... face poză. Da, la mașina asta jantele vreau să le schimb că nu-mi plac deloc. Nu, sunt urâte rău. Hai să vedem tuner, să vedem ce jante avem, niște jante de-astea. Uite, știi ce se potrivește la mașina asta? Niște de-astea simple așa, uite. Că da. Mașina e stilul ăla vechi, știi? Și atunci s-ar potrivi. Și acum să le și vopsim. Și dacă le facem pe negru, uite-le. Da, arată bine, arată bine. Tires, tire. Ia uite-mă, 10 minute, îmi dă kick. Bă, GTA-ule, dar eu sunt aici, bulletproof. Hai să vedem ce mai trebuie modificat, că nu mai sunt multe chestii și nu cred că îți dă kick așa repede. Și acum ne trebuie, că am zis că punem neoanele. Da, neoanele, pune-le tot un albastru exotic. Zici? Ia să vedem. Da. Uite așa, s-ar prelungi arată albastru, bine. Dar... Hai să mă uit și la alte nuanțe. Uite. Un mov. Da. Merge. Da, da. Să fie un pic mai diferit, știi? Nu zic nu. Ia să vedem, bă, arată bine rău de tot. Arată bine de rău de tot. Am ecran negru. Nu pot să văd o nimic. Să vezi acum când parchează. Ia auto. Ia auto, tăticule. Ia uite, bă, nene. La mașina asta face așa. Ce zici? Deci, pe bune zic. Pe bune zic. Uite cum arată, ce vorbești. Dar veniți și uitați-vă și la noi. Bă, veniți aici să vedeți ce mașina asta. Bă, uite ce mașină. Dar la ce te uiți aici? Că nici măcar să vedem motorul, capacul de la motor. Da, la ce te uiți? Exact. O bune, hai pisică să mergem, că ăștia nu știu. Bă, nu se pricep ăștia la mașini. Nu se pricep la mașini, nu înțeleg care-i treaba. Nu înțeleg care-i treaba. Se adune la aici la subsolul. Ei se adună aici, dar se adună degeaba, că ei nu se pricep. Deci, habar n-au. Bă, pe bune arată chiar super, super bine. Arată îmi place. Foarte bine. Îmi place deci cum arată. Hai să avem grijă să vedem că trebuie să ajungem la poliție acum. Ajungem la poliție, domn polițist.
Cred că e ultima misiune înainte de heist, dacă nu mă înșel. Hai să vedem dacă am dreptate sau nu. Nu știu, eu am fost doar invitată. Da, nu știu exact, dar... Habar n-am de nimic. Vedem acum, vedem acum care-i treaba. Ia să vedem noi. Și viteză umană și stabilă, mi se pare. Chiar da. Și îmi place, bă, deci stopurile astea sunt demențiale. Deci demențiale. Îmi plac stopurile astea rotunde așa. Nu se mai fac așa stopuri la mașini cum se făceau pe vremea aia. Deci, da, nu se mai fac. Stopurile astea și la Toyota Supra, tot așa, stopuri rotunde. Bă, nu mai există așa ceva, nu mai există. De ce nu mai fac? Nu știu, stilul ăsta vechi, așa mi se pare. Bă, toată lumea, gen, face o mașină, cumva toată lumea face la fel. Da, bă, pentru că toată lumea face modern și nu știu ce. Da, dar poate nu. Bă, dar ce e aici? Am dat greșit? Cred că am dat greșit, am dat la alt V. Am dat greșit? Da. Ăla e Y. E Y, am zis că e V. N-are nimic. Pisică că, uite, imediat trecem cu mașina asta. Bă, da, culoarea asta parcă se schimbă în funcție de perioada zilei. Acum parcă e un alt, parcă e altă nuanță de albastru așa puțin, nu? Arată bine, da. Da, chiar îmi place. Depinde cum bate lumina, știi, cum e soarele, cum exact. E ora, știi, în funcție de unde e așezarea soarelui. Arată foarte bine culoarea asta. Da, chiar îmi place. Cu mașina asta aș vrea să mă duc la plajă. Da, e mașină, e mașină de fiță așa. Să mă duc să oprești. Îți dai seama că pe vremea aia când a fost lansat Nissan 300ZX ăsta, îți dai seama că pe vremea aia era mașină de fiță. Păi adică... normal, dar și acum, cred că la ora actuală, dacă ții așa ceva, cred că și acum tot la fel de fiță ești. Ia să vedem, deci mergem aici și da, este ultima misiune înainte de heist, deci trebuie să ne pregătim. Și hai acum să vedem. Îți dau invitație imediat, All from Current Session, să-ți cumperi toate alea, să le ai acolo. Da, și să vedem ce vom face. Super. Oameni buni, gata, neapărat... Ready. Apăsați pe butonașul de like de urgență dacă n-ați făcut-o încă, pentru că merită, frate, seria de GTA, merită să continue. Ți-ai luat tot ce trebuie? Tot. Gata, îi dăm drumul și sper să fie bine, nu știu ce să zic. Eu sper să fie bine, să nu mai nimerim ceva nasol rău de tot. S-ar putea să fie greu, pentru că am impresia că în misiunea asta trebuie să ne infiltrăm undeva și să furăm ceva. Deci, da. Păi dacă mă pui pe liniște. Pe liniște trebuie. Nu, vezi că e și noapte, așa frumos, bam, bam, bam. Ma, exact ce nu-mi place mie. Asta e acum, ce să facem? Eu nu pot să fiu liniștită, eu nu pot, nu poate, îmi fac gălăgie. Hai să vedem, că nu-i problemă, trebuie ne descurcăm. Trebuie să fac simțită prezența. Da, vezi că trebuie să facem rost de un hacking device. Avem hacking device, trebuie să luăm hacking device și să intrăm undeva într-o zonă. Capitane, să n-ai bază mine în misiunea asta. Da, dar vezi să nu moară de mai multe ori că ne dă afară după aia. Hai de mai multe, cu o dată e suficient. Păi o dată ai voie atât asta zic. Mie-mi e frică acum, că eu n-am mai jucat de mult. Să ai armura, da, de fapt armura ți-a pus-o deja. Armură, dacă da. Vezi că-ți cade albastru ăla, te duci pe M, te duci pe M frumos, te duci pe health and ammo și dai ori armură, ori snacks. Și îți dai alea ca să-ți dai viață și asta pentru că e foarte important. Da. Și ne descurcăm, nu-i problemă, ne sper descurcăm. Sper să da. Adică eu știu să trag așa cu arma, să fac un C4, dacă mă pui să stau liniștită și să mă snicăresc, să nu mă vadă nimeni. Cred că e cu snicărit aici, cred că e cu snicărit, da. Stai să vedem ce trebuie să facem. Trebuie să mergem în spatele camionelor, stai. Păi de ce apare unul într-o parte, unul într-o parte? Gata, l-am găsit. Ăsta e. Acum trebuie să faci hack, nu? Hack, da, i-am dat hack. Trebuie doar să stau în spatele lui, că face hack automat. Da, doar că cred că și-a dat seama, Ce fac, trag? Am tras în ăla care trăgem. Gata, am hăcuit venul ăsta. Bun, și acum următorul. Stai că m-a blocat ăsta. Caută-l mă pe ăsta, bă, că îi dau acum, nu se vede. Caută altul. Capitan, stai să-l eliminăm pe ăsta. Și stai să văd dacă pot să... Ceva, un costum, stai, păi da, cred că ne putem costuma în ăștia, stai așa. Stai, mă, stai așa cum faci Equip. Animația vieții. Uite, m-am dus să mă îmbrac cu hainele lor. Ca în Hitman. Da, doar tu te-ai îmbrăcat și mai e un Ven de ăsta. Să te îmbraci și tu după aia. Și după mă îmbrac și eu. Hai că ăsta pleacă, dacă avem două mașini, ce bine era. Nu bine, e problema că pleacă, ne întâlnim cu el. Îl găsim noi, nu e bai. Și după mă prefac că eu sunt de acolo? Da, ne prefacem că suntem de acolo și... știi care e problema? Problema e că o să fie pe snicăreală. Înțelegi tu?
Dar tu ai pus semnul ăsta, dar nu e bine că l-ai pus, că mă induce puțin în eroare, mai bine lasă-mă. Scuze-mă, era acolo și de-aia l-am pus, am crezut că te ajută. L-ai pus, dar ăla se mișcă, ăla nu stă pe loc. Știu, știu că se mișcă. Cred că e pe sub, oare? Oare pe sub. Da. Mă uit la hartă, de-aia intru în ăștia, ca să înțelegeți de ce fac accident cu ăștia, că mă uit la hartă, să văd unde se duce ăla. Uite, Duba? Da, uite-o. Asta e. Hai. Hai, nu trage nimeni. Să facem hacking mai întâi. Dar nici nu părem suspect deloc, nu? Nu, no, nu, no, nu. No. Acum, da, când iese pe geam, atunci pot să trage nimeni. Gata. Și acum îi eliminăm. S-a teleportat ăsta. Să nu mori. Eu nu mai am armură aproape deloc, stai să-mi dau. Health and ammo, body armor. Bă, m-a călcat în PC-ul! Oh my god. Poate lumea s-a agitat în jurul nostru. Hai că am omorât eu. Ia-ți hainele. Apasă el lângă Odessa. Știu, doar nu-mi dădea. Gata. Gata, m-am îmbrăcat aici în mijlocul străzii. Oameni, ce PC-uri. Și acum trebuie să ne snicărim. Hai. Acum, practic, intrăm la Clacking Bell, acolo, la fabrică, să-ți cred. Să-ți dau M, da, armură. Dă-ți armură full. Dă-ți armură și snacks, dacă cumva ți-a scăzut viața. Body armor. Body armor, super heavy armor. Da, super. Așa. Heavy, ce vrei tu? Gata-ți bine. Ok, bun, acum... Treaba e că trebuie să avem grijă. A intrat NPC-ul ăla cu mașina mie, mi-a luat mai mult de jumătate. Dar nu înțeleg armură. NPC-urile astea, bă, mă vezi că fac ce ceva. Te bagi? Se ce bagă te în bagi? Seamă, deci nu înțeleg. Mai ales că mă vezi că sunt polițist. Pe drumul tău. Mă vezi, sunt și îmbrăcat în polițist. Da, deci... ar trebui băgat la pușcărie pentru că încurcă poliția. Clar. Și trebuie... nu că încurcă poliția, calcă poliția, adică... Calcă poliția, adică ceva. Unde ai mai văzut așa ceva? Unde ai mai văzut așa ceva? Bun, unde e garajul ăsta ăla? Că noi trebuie să intrăm... Aici, nu, aici. Nu intrăm cu mașina, nu? Nu, ne punem pe jos. Da, deci vezi dacă ai vreo armă cu amortizor? Să recomand să o iei pe aia. Eu nu m-am pregătit cu nimic, am armă cu amortizor. Ok, perfect. Stai doar cu arma cu amortizor, da? Viața mea! Stai o secundă, lasă-mă pe mine să înainte, să văd... Deci e unul acolo. L-am luat pe ăsta din lateral. Ok. Mai oameni buni! Stai ușor. Am niște emoții de mie frică. Bun, stai ușor. Deci da, trebuie să sabotăm mașinile, asta trebuie să facem, da? Deci aveți mașinile albastre pe hartă? Eu nu știu să sabotez. Stai așa. Și cum se sabotează, te duci la mașină. Stai să văd. Dacă hack de ăla de... Nu mi-a plăcut niciodată cu hack. Uite. Nu, că nu dai hack. Le umbli la motor. Uite, vezi, am umblat eu la unul. Exact. Mai sincer, eu nu înțeleg de ce îmi dă scris foarte mult pe ecran unde ar trebui să apăs. Gata, vezi că am dat sabotaj. Nu știu ce scris îți dă ție pe ecran. Puh, știu, 20 diferite chestii. Mai e ceva? Hai, că am omorât eu pe ăștia. Ok. Uite, e un camion aici, stai să-l sabotez. Vezi să nu te duci, să nu te vadă. Nu, okay. A, m-a văzut unul, cred că. Au. Da, ne-a văzut, trebuie să-i omorâm pe toți și să ștergem casetele de filmare. Hai, să ștergem casete de ce vrei tu. Unde mai vii, mă, ăștia? Vezi că sunt în spate. Hei! Da, vezi să nu mori? Vezi că mie mi-a luat toată armura, îmi bag armura acum repede. Haide, mă, veniți dacă aveți tu pe-o. Uite-l, bravo. Haide. Mai e unul, cred că. Da, e după ușă. Ia, uite, că e ceva. Bun, acum trebuie să căutăm... Bormașina. Da, bagă bormașina aici. Bagă în astea bormașina și trebuie să cauți un card. Mă duc să șterg casetele. Du-te, șterge. Bormașina vecinului. Așa, bagă bormașina. Gata, stai că șterg casetele să nu se mai vadă că am fost aici. A, stai mă, că eu trebuie să apăs. Da, tu trebuie să verifici unde sunt alea. Dar de unde ai luat bormașina? Am zis că faci automat animație. Nu e. Hai, de unde ai luat bormașina aia? De unde am luat-o? De pe o cutie. Era acolo, mi-a dat T. Și când a dat am luat și eu una, cred că. Vezi că am luat. Ai luat cardul? Luat... Da. O bună? Am luat ceva, dar nu știu cum mi-a dat. Nu, cred că e cardul. Verifică. Nu, am luat un sac. A, ok, ne trebuie cardul. Mă, dar pot să mănânc? Nu cred. Gata, atât. A luat 3 saci. Da, trebuie cardul. Hai că fac eu în partea cealaltă.
Vezi că stau eu pe aici de 6. Stai, până atunci asta e 6, mă duc să... Nu cred că mai vine nimeni. Armor. Păi eu știu. Nu, no, suntem ok, suntem ok. Să fii pregătit decât să nu fii. Suntem ok, nu e bani. Trebuie să fie cardul aici, n-are cum să nu fie. Un sac, dar unde e mă cardul? A, mai am una. Câte trebuie să deschid? Nu, cred că-s peste tot, capitan, că-s camere. Eu stau și mă uit la tine. Da, trebuie să vii în fiecare cameră și să dai cu burmașina până găsești. Oh my god. N-am știut. Eu stăteam și mă uitam la tine dacă știam. Ok. Un sac. Nu, trebuie să fie cardul la undeva. Bine, spun și să aceștia, dar fără card nu facem nimic. Știu. Las că-l găsim noi. Ia vezi dacă îți dropează. Mi-a dat sac iarăși. Da, practic tu dai cu gaură în alea roșii. Da. În alea verzi nu dai. Și eu mai am două. Ha, nimic, alea era gol. Mă duc în următoarea cameră. Dar crezi că mai e vreuna? Da. Mă? Sau la tine ar trebui să fie, nu? Da, eu am deschis una și era gol, nu era nimic înăuntru. Auzi, dar îmi zice să-l dau leave. E gol. Înseamnă că am luat cardul și n-am știut? Nu, trebuie să dăm leave garaj. Da, nu știu, am zis... Păi da, dar trebuia să luăm cardul. Cred că l-ai luat, mă. Cred că ai luat cardul. Că altfel nu te lăsa să pleci. Înțelegi? Am văzut numai saci. Da, cred că ai luat cardul. Nu cred că ai fi luat cardul, poate. Chiar nu știu. Altfel nu te lasă să pleci fără cardul. Dar cum e bine că am luat? Dar ce erau sacii aia mici? A, stai că mașina noastră e acolo, uite. Au, stai. Nu știu ce era în saci, habar n-am. Stai că e aici un camion. A, trebuie să furăm ăla. Trebuie să furăm camionul. Haide! Hai să vedem. Haide înăuntru. Îmi place că la tine a trebuit să spargi gemul, dar eu am deschis ușa direct. Da. Mi-a trebuit să-mi fac o animație, că stai așa și că nu e așa. Gata? Ai Gata. Făcut legături? Hai. Mamă, ce camion mare. Păi și unde? Tot la Vincent Lockup, deci tot la garajul la unde ducem de obicei, dar cât de mare e mă garajul ăla de poți să bagi ta mai camionul? Nu știu. Mi se pare... Wow. Ce-o dat ăsta cu mini cupole? Acum, nu știu dacă... Bă, du-te mă de aici. Doamne, cum? Păi era... În misiunea asta clar au fost... Nu, păi era... Păi nu, noi aveam roșu, era logic, da? Nu contează. Fața e că, bă, vezi dita mai camionul că vine, ai grijă, dacă nu? Dacă vezi dita, te oprești, gata. Știi vezi că nu pune frână, eu zic să nu te bagi, că așa... Bun, hai să vedem dacă vine careva după noi, că momentan văd că nu vine nimeni și s-ar putea nimeni să nu știe că noi am făcut chestia asta, pentru că noi am șters camerele de supraveghere. Da. Păi nu vezi că nimeni nu vine după noi? Da. Deci, momentan suntem în regulă. E bine. Hai, că nu mai avem mult. Nu știu ce am furat, că am furat ceva astăzi, niște chestii, dar nu știu ce am furat mai exact. Da, știi ce am furat? Gata, știu. Deci, treaba e în felul următor. Noi am luat aceste cutii și într-una dintre cutii ne băgăm noi. Cutiile astea vor fi puse pe tren. Trenul pe care noi l-am furat. Trenul va face o livrare la Clucking Bell, la fabrică, acolo în zona lui Trevor, cum ar veni, sau în zona de munte. Noi vom fi în cutie și așa ne putem infiltra în fabrică fără să știe cineva că noi suntem în cutie, știi? Și de asta avem nevoie de cutiile astea, de-aia am furat trenul ăla pe care l-am furat, dacă ții minte. Nu. Da, știu, țin minte. Deci totul se leagă. Nu are legătură totul. Dar stați să vedeți când o să facem heist-ul, o să fie nebunie. Haide-mi. Să am emoții și acolo. O să fie nebunie că, ghiși ce, tot un live avem. Da, știu. Deci nu e afacere. Azi am putut să jucăm pe easy, să fie mai mult. Păi nu știu, cred că, nu știu, l-am pus pe normal, de-aia... Posibil. Păi, uite, tu ai de-aia 7. Stai, de ce trebuie să o facem? Trebuie să intrăm în ăla, capitan. Vezi că e o bulină, uite, vezi, e o bulină galbenă care apare. Ok, n-are nicio logică, dar ok. Știu ce zici, dar poate îl parcăm așa, că poate n-am loc în garaj. M-am gândit că îl pui în garaj. Uite, vezi? Bănesc că nu încape în garaj. Nu încape, e prea înalt. Ok, asta a fost misiunea. Am reușit să o completăm. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să facem și finalul heist-ului și mie să continui seria de GTA și după heist-ul ăsta, de ce nu? Că sunt o grămadă de chestii pe care noi nu le-am făcut. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pam!